Incident în timpul unui meci de golf din Statele Unite, un copac înalt de câțiva zeci de metri a căzut peste spectatori. În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit. In the pink today. Oh, good gracious. Watch out. Oh my god, everybody is okay. Holy smokes. Un brad înalt de 30 de metri a căzut chiar lângă oamenii care tocmai asistau la un meci de golf din cadrul competiției Augusta National, ce avea loc în statul american Georgia. La momentul producerii incidentului, tocmai începuse o furtună cu descărcări electrice și cu rafale puternice de vânt care au smuls copacul din rădăcină. În urma incidentului, meciul de golf a fost anulat, iar terenul a fost evacuat. Organizatorii au tăiat copacul pentru a-l lua de pe gazon, iar autoritățile au demarat o investigație pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.